Bună, Bogdan, de cât timp joci poker? Cred că de 2 ani de zile. Ai început din cauza pandemiei sau datorită, dacă este un... Nu, să zicem că în pandemie un pic am prins mai multă încredere în mine. S-a dezvoltat online un pic mai bun decât live-ul. De regulă vin aici la voi la Poker Room. La turnee normale, de până în 250-300 de lei intrarea. Adică la nivel de amator, să zicem. De câte ori ai încercat să te califici la masa Midnight Poker? A doua oară a fost acum, săptămâna asta, și m-am calificat. Cum ai aflat de masa noastră? Da, dintr-o întâmplare, într-o joi seară m-am uitat la... schimbam programele la televizor și am dat peste acest turneu. Și mi s-a părut foarte interesant și ulterior am aflat și de... poker, de platforma aceasta. Ai două cărți care pentru tine sunt cărți norocoase? Sau care ți-au adus de fiecare dată sau de multe ori eu un câștig? Da, Pereche de șeptari. Felicitări, noi asta suntem 8-8-8-8, dar sper să câștigi cu 7-7-7 și să-ți dau cecul la sfârșit. Da. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc!